Asta aș vrea ca să o opresc, mândra mea, măi pahar, șoha nu mai reușesc, dorule măi. Cât aș vrea ca să o opresc, mândra mea, măi pahar, șoha nu mai reușesc, dorule măi. C-o băut o viață întreagă și tăzașe-n pat beteagă, mândra mea, beteagă e băutură, cu paharul uită-t la gură, mândra mea. Dimineața când te scol, mândra mea, măi pahar, gălăjie-i în ocol, dorule măi. Dimineața când te scol, mândra mea, măi pahar, gălăjie-i în ocol, dorule măi. Că vitele te așteaptă, du-te-n grașile adapă, mândra mea. N-o mâncat de o săptămână, cu paharul ai fost în mână, mândra mea. Ai băut pe datorie, mândra mea, măi pahar, tătă lumea sa te știe, dorule măi. C-ai băut pe datorie, mândra mea, măi pahar, tătă lumea sa te știe, dorule măi. C-ai băut o viață întreagă și tăzași-n pat beteagă, mândra mea, beteagă e băutură, cu paharul ești la gură, mândra mea. Știu, mândră, și-i mai bine, mândra mea, măi pahar, să mă las de tă de tine, dorule măi. Nu știu, mândră, și-i mai bine, mândra mea, măi pahar, să mă las de tă de tine, dorule măi. C-ai băut o viață întreagă și tăzași-n pat beteagă, mândra mea, beteagă e băutură, cu paharul uită la gură, mândra mea. Că de nu te-i potoli, altă mândră o-i găsi, măi mândra mea, altă mândră o-i afla, și-am s-o duc la casa mea, măi mândra mea. E verde mărmustos, nu-i frumos și ne-i frumos. Foie verde mărmustos, nu-i frumos și ne-i frumos. Ui frumos și ne-i drăcos, cine nu-i de răle rost. Frumos cine să ține, că-i frumos cui stă bine. Nu-i frumos cine să ține, că-i frumos cui stă bine. Nu-i frumos cine să gătește, că-i cui se potrivește. Bate, Doamne, urâtu, să nu calce pământul. Bate, Doamne, urâtu, să nu calce pământul. Pune calcă om urât, uscă iarbă pe pământ. Pune șade urâtu, să ne grește pământul. Uneșă de urâtu, să ne grește pământul. Une calcă om frumos, crește iarbă-n loc pietros. Uneșă de dragostea, să-mi verzește pajiștea. Revenim în studio cu cântecele lui Marcel Avram și cu Miss Bistrița 2009. Alexandra Chif, alături de noi, a luat cămașa populară de la bunicii, de la Șieu și de la Ardan, ca să împăcăm pe toți cei patru bunici.
Așteptăm telefon și de la bunicii de la Șiau, dacă ne văd, nu știu dacă au ce au acolo, cablu sau... Probabil, da. Altfel da. De antenă, că dacă au antene din astea mai cu parabolică, nu se prinde. Numai prin cablu. Vreau să mergem mai departe cu niște fotografii aduse de Alexandra. Să vedem pe Miss Bistrița așa în decursul anilor, de când era micuță, nu știu cu care poză să începem. Începem cu, într-o ordine aleatorie, să ne spună Alexandra aici unde era. Eram la Icar, tocmai unde suntem acum. Filmam pentru un videoclip pentru Atomic, cum era atunci. Oh, deci tu de mică pe da, Atomic. Da, da. Ai cântat tu un videoclip, sau? Da, 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 eu. Ai văzut? De acolo te știm noi. De la Atomic. Mai departe. Această poză este undeva la Casa de Cultură, înainte de începerea unui spectacol. Te admirai în oglindă. Da, mi-a făcut mama o poză. Da. De altfel, și în această poză, tot la Casa de Cultură, vizionam un spectacol împreună cu mama. Probabil că sora mea și tata erau plecați pe undeva. Mai știi ce spectacol a fost? De dansuri de societate. Parcă. Dansuri de societate. Da. De altfel, ai aderat până la urmă la dansurile moderne. Exact. Avem și un telefon, după care continuăm cu pozele. Alo? Alo? Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Da, vă felicit pentru emisiune. Mulțumim. Pe Miss Bistrița și mulțumim. Pe domnul Marcel Avram. Să rămâi, mulțumesc. Mult succes și realizări cât mai multe. Să dea Dumnezeu, să fim sănătoși. Mulțumesc tare mult pentru urare. Cu cine stăm de vorbă? O cunoștință de-a lui domnul Marcel Avram. Da, mă bucur. Ziceți-ne măcar numele mic ca să-și dea seama. Flori. Flori, doamna Flori. Flori. Să rămână. Bună seara. Da. Da, ah, mă bucur. Gata, da, acum aș fi, acum aș fi. Sigur că da. Am urmărit și zic să intru în direct să vă felicit. Mulțumim tare, tare mult. Faceți. Mult succes pe mai departe. Mulțumim, să rămâină și o seară plăcută să aveți. Mulțumim frumos. La revedere. Doamne ajută să rămână. La revedere. Frumoasă. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Până atunci mai mergem aici, cred că erai tot undeva pe la un spectacol sau repetai. Aici sau... eram la 10 ani de căsnicie dintre mama și tata. Și le-ai dedicat așa niște piese. Da, o piesă. Cam ce le-ai cântat, nu mai știi? Aveam niște piese când eram mai mică, tare frumoase, compuse de Radușeu și de Simionca. Domnul Simionca? De domnul... Viorel Simionca. Da, Viorel Simionca. Era să zic Mircea Simionca, pușca și curaua la ta. Mai departe. Aici eram acasă, mă pregăteam, cred că era iarnă, după cum se vede. Mă pregăteam de ieșit în oraș. Așa, galantă, tot timpul ai fost așa tot de elegantă. De mică, exact. Așa ți-a plăcut tot timpul să fie elegantă? Să... Și la mama îi plăcea să se facă costumații mai diferite, așa. De aici eram la o serbare. Cântam. Și acolo cântam tot așa elegant, îmi plăceau culorile astea, roz, deschis, ca la orice copil. Înseamnă că de mic ai cam umblat pe la croitor, pe la designer. Și aici? Aici este o poză din 2006, cred că de acum 3 ani, făcută în spatele blocului. Undeva pe o hintă? Da, pe o hintă. Da. Dacă telespectatorii au văzut, ochii tăi s-au transformat în timp de la erau la mai deschis. De la închis la mai deschis, da, acum ai un albastru deschis și îmi spuneai în pauza publicitară că uneori ți-s albaștri, alteori verzi. Iarna albastru, vara mai spre verde. Mai spre verde. Dar tot un albastru rămâne. Dar tot frumos rămâne. Tot frumos rămâne, indiferent cum sunt ochii. Marcel, dacă ar fi la muzica ușoară, să mergi mai departe și cu muzica ușoară, ai abandonat-o sau nu? Sau a rămas așa o rezervă? Nu. Adică, în ce sens? M-am apucat de muzică ușoară. Bineînțeles, nu pentru televiziuni. Ai editat un album. Da.
Atunci ai făcut și un videoclip, dar eu nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. A fost difuzat? Nu mai știu exact. Am fost pe la alte televiziuni pe la București. Știu că acel videoclip... Da.